dată, mai zi o dată să te aud. Te iubesc, Noa. Cât de mult te iubești? Foarte mult. E aproape miezul nopții și peste câteva minute bune va fi ziua lui Noa. S-a născut pe 9 mai 2012. El este astăzi la bunica, așa că cu mama, cu Sara, cu Moise vom merge să-i ducem tortul, să-i ducem un cadou și să-i cântăm la mulți ani. Facem o surpriză și vrem să vă arătăm și vouă reacția lui. La mulți ani, Noa, să știi că te iubim mult și să știi că ești un copil minunat și îți mulțumim pentru toate bucuriile pe care ni le aduci. Bună! Spune-i, Moise, și tu la bună, la mulți ani, Noa! Transmite-i ceva frumos! La mulți ani, Noa! Odată, mai zi odată să te aud. Te iubesc, Noa! Cât de mult te iubești? Foarte mult! Unde Sara? A furat hoțul? Nu! Deci vreau să vă zic ceva, vină încoace, Moise. S-a luat lumina în cartier de 2 ore astăzi. Da, de 2 ore. Și uite, tata, uite în spatele tău. Ce anume? Tu vezi cafea? Da. Ce-i cu ea? Oprită în aia, tu vezi? Da, ce-i cu ea? E oprită curent. Nu are, are lumină, se vede că are curent. Aia, tu vezi camera aia, tu vezi lumina aia de acolo? Da, o văd. Nu, e doar în geamul ăla, acolo până acolo. Ah, ok. Deci vină încoace să le povestim. Și s-a luat lumina, s-a luat curentul. Curentul. S-a luat curentul, nu știm din ce motive. Și am... Tata m-a păcălit că a fost nenuhoț. Ne pregăteam de cină și eram cu masa pusă. Și ce credeți, s-a luat curentul și am aprins lumânările. Mie mi s-a părut drăguț și romantic. Și tata, știi ce scot acum din buzunar? Bacheta asta magică are lumini pentru hoți. Foarte tare. Și, mă rog, cea mai mare problema lui Moise a fost dacă sunt sau nu hoți. Da. Nu sunt hoți. Tata, de există și șmecheri hoți. Există și șmecheri hoți, dar aici nu sunt hoți. Da. Bine, repetăm, repetăm să cântăm, să-i cântăm lui Noa la mulți ani? Da, la hai, 2, 3. Mulți ani, Noa! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, Noa să trăiască. Și cum facem? Cum? Închidem toate luminile de ca noi. Da. Așa, să, o, să, o să ne prefacem că s-a închis curentul da. La noi. Și aprindem? Și după aia aprindem lumânarea lui Noa și cântăm. Mulți ani trăiască, cum îi cântăm? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Uite-o pe Sara. Bună, Sara. Sara nu face. Mâine, pentru că îl sărbătorim pe Sara Noa. Sara nu-i place să face cameră. Da, mâine o să îl sărbătorim pe Noa. Unde crezi că mergem mâine, Moise? La Endolence. Facem gașcă cu toți prietenii lui Noa, cu toți prietenii copiilor și mergem la Endolence. Cu Isa, cu Robert. Și cu mai cine? Lui. Da. Vine și Luiza? Da. Și Alba. Auzi, și eu. Moise? Da. Moise, acolo doarme Leia, să facem liniște, că ea doarme deja, da? Poate o fură Leia pe hoț acolo, că ei stau acasă. Nu există hoț, s-a mai zis că nu există hoț. Da. Nu există. Ba da, dar când eram la bunica și tata, doar de ce a fost în hoț? Nu există hoț. Pe skate. La mulți ani, Noa, mama. La mulți ani, iubitele, te iubesc. Ce avem aici? Cadourile, nu? Cadourile, tortul, unde punem asta? Hello, hello! Astăzi am zis să profit de faptul că este încă dimineață și vreau să vă arăt încă o dată cum sunt eu de nedespărțit de această mască neagră de la Guto pe bază de cărbune activ. Mie îmi place foarte mult, a devenit deja parte din ritualul meu de frumusețe și de îngrijire. Puteți să vedeți dovada via faptului că eu nu am nimic acum pe față. M-am protejat îndelung cu crema de la Guto, chiar și atunci când am stat la soare, mă refer la cea de, cu extract de melc. Și acum vreau să-mi aplic împreună cu voi, așa, într-un strat destul de abundent,
masca neagră de la Buto pe bază de cărbune activ. O să vedeți efectele imediat. Ne vedem peste 20 de minute. Iată că am revenit. Între timp am pregătit micul dejun copiilor și îmi voi scoate foarte simplu masca de la Buto. Cam așa arată tenul meu după ce mi-am curățat fața și după ce mi-am dat jos masca neagră pe bază de cărbune activ de la Buto. O puteți comanda și voi pe Bioas. Și acum o să folosesc acest ser cu aloe vera organică în proporție de 96% pe care îl aplic pe toate fruntea, ochii, cam de 3-4 ori. Foarte bine se simte la atingere. Nu-mi place la acest ser organic, tot de la Buto, că intră foarte repede în piele, deja a intrat, doar câteva mișcări, vedeți? Nu lasă pielea lipicioasă deloc, nu lasă tenul încărcat, este profund, profund hidratată. Crema aceasta conține extract de melc, este și ea tot organică și mie îmi place foarte mult că pielea mea are tendințe uneori de uscare în anumite zone, iar ea îmi oferă hidratarea și îngrijirea perfectă. Eu o folosesc și seara înainte de culcare și ziua înainte să ies la soare. Să aveți o vară minunată și să nu uitați să vă îngrijiți. Pupici! Vezi ce am? Da. Lumânarea cu 9 ani, o super cutie cu tot felul de minunății, dulciuri din toate astea sunt pentru Noa? Un card de la PlayStation, tot felul de dulciuri, mi-a dorit un nou încărcător iPhone, pentru că la noi în casă este un mister, tot dispar încărcătoarele, să ne spuneți și voi. Cred că da, să ne spuneți dacă și la voi se întâmplă aceeași situație. Dulciurile lui preferate, Oreo, le-a făcut o combinație aici de mai multe surprize. Imediat o să le așezăm ca să le caute bine. Deci noua s-a născut pe 9 mai 2012. Da. Mâine este 9 mai. Ce repede au trecut anii. Da, 9 mai și face 9 ani. Aici niște LED-uri cu telecomandă. Sara, urcă-te mașina că e rece. Recomandă și a dorit un controller nou, wireless, de PS4 și asta este un mister pentru că cumpărăm-o aproape la 2 săptămâni. Și aici toți frații lui i-au cumpărat câte un cadou foarte frumos, o să le vedeți și pe acestea. La mulți ani nouă, te iubim! La mulți ani nouă, te iubim! Bine, hai să mergem. Tortul e aici. Am plecat, facem vlogging, îi facem surpriză, îi cântăm la mulți ani lui Noa, îl pupăm, îl îmbrățișăm, vă luăm cu noi. Unde era? Cu o mască. Era un om cu o mască? Doamne ferește. Păi era normal să aibă mască, în ultima vreme toți oamenii iau mască. Un om care avea COVID. Nu avea COVID, Moise, pe bune. A văzut un om. Ești sigură că stă bine, stă aici? Da, l-am proptit un pic așa. Bun, let's go, let's move. Let's go, hai să spun centura. Am ajuns în cartier. O să intrăm ușor, ușor, să-i vedem reacția lui Noa. Sara, ai tu punga cu dulciuri? La mulți ani, Noa! 9 mai, 9 ani! S-a stins lumânarea, dar hai o aprindem la ușă.
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, nouă să trăiască, nouă să trăiască, la copii să trăiască, la mulți ani! Puneți o dorință! Ți-ai pus? Da! Stai puțin! Nu trage cu ochiul! Bună, Robert! Robert, stai! Te puneți la casă! Hai! Hai, ți-ai pus dorința? Stai! A, uite ce am! Mamă, ce interesant! Ți-ai pus dorința? Da! Ai, ți-ai pus să câștigi la Fortnite, nu? Nu! Hai! Haide, Doamne ajută! Ce e aia? Și acum treci la masă, că avem surpriză! La mulți ani! Haideți la masă! Hai. Ce faci, Robert? Bună! Te iubesc! Te iubesc! Ce faci, Harry Potter? Vreau să-i zici un gând fratelui tău de ziua lui. Spune-i, transmite-i ceva! Spune-i ceva! Zi ceva, iubita mea! Oh my God. Ia să vedem cu ce începem! Stai jos! Focus, preparatus! Haide, caută! Caută! Caută și vei găsi! Mulțumesc! În sfârșit, după 5 ani! Caută, că mai este ceva! Păi stai, că n-ai fost de secundă! Dar îmi caut acum, mulțumesc! Dar tu, Ava, fac diabet! Vezi că e ceva acolo? Nu-i nimic! Mulțumesc! Ce este? Un joc? E un card! Mulțumesc! Stai că trebuie să o pun ăsta la card! Stai să le punem la loc! Așa! Și acum mai vine o parte! Ai fost cu minte? Pentru că ai fost și Star of the Week. Și a zis teacher că ai făcut progrese super mari. Ei săptămâna asta au luat? Da. Noua. Noi săptămâna asta n-am stat cu minte. Asta-i 2 metri. Închide ochii, mama. Deschide. Nu știu că se deschide. Nu știu ce, e foarte frică să ne spui. E o surpriză! Asta este de la cine? De la frații tăi mai mari. Nu pot să-l deschid. Nu are nimic, mami. Presupun că e o carte acolo. Oare o carte? Gata, uite de aici. Nu, dacă spui tu, oare o carte, nu o să fie. Mulțumesc! Leduri? Nu. Mulțumesc! Asta este de la Gabi. Mulțumesc! Și asta este de la mama. Așa, un lacomis pentru copii, tare! Așa. One more! Asta e de la mine. De ce? Asta e de la Sara. Deschid eu. Mamă, ce mai de capul. Dau să mai încă o de asta. Robert, veniți bine, da? Oh my God, mulțumesc! Asta e cel mai bun. Are 2 metri, bunica! Întinde ochii, închide ochii, întinde mâinile, întinde mâinile, întinde mâinile. Da. Ce e asta? Mulțumesc că asta poți să-mi o pun sus! Păi și pe cea aia. Păi am primit încă o dată. Asta e 3. Asta e 3? Asta e 5 metri. 5 metri. 5 și pot să-mi o conectez între ele, da. Întinde mâinile, închide ochii. Eu știu ce-i în spate. Întinde mâinile. O să-mi stai? Mulțumesc! Bravo! Ok, asta cum le fac. Te iubim la mulți ani cu ele. A primit deja leduri. A primit. Uite, astea sunt încărcătorul. Și uite, cardul ăsta e de la bunica. Bunica care îți transmite la mulți ani și te pupăște. Momentan nu pot să-i dau redeem. Mulțumim, bunii! Vreau să îmi spui, Noa, dacă ai primit ce ți-ai dorit. Da, foarte mult, da. Mulțumesc. Ai primit ce ți-ai dorit? Da.
Și de ce? Care e cadoul de care îți place cel mai mult? Ia să văd. Dar sunt două încărcătoare, sunt două. Nu sunt două încărcătoare, e un încărcător. Păi și alea, a, sunt cutiile. E cablu și... Uite-le, încărcător. Foarte tare. La mulți ani. Tu știi că acum 9 ani te nășteai? Acum 9 ani. La sanador. Mergeam cu mama ta de urgență, prin trafic, cu avariile puse, că te grăbeai să vii pe lume? Da. Te iubesc. Da. Pe tine te iubesc. Zi-mi cum a fost la tenis. Okay. A fost ok? Ți-a plăcut? Faci tenis? Da. Și tu faci tenis? Bravo. Uite ce frumos. Și Noa face tenis, da. Și îți place Noa la tenis? Da. De... Știi ce a spus profesorul? Ca să știi, este un copil foarte, foarte bun. Da. Sunt gole, mama. Ce?